Bună ziua! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Știu că sunteți curioși să aflați lucruri noi despre lumea economică și, de fapt, despre viață. Astăzi vă invit să aflați cât de utile sunt cunoștințele economice despre activitatea economică de consum. Să începem cu bunurile. Ele reprezintă tot ceea ce folosește sau satisface nevoilor oamenilor. Serviciile sunt activități desfășurate de oameni, sunt nepalpabile și au ca scop acoperirea nevoilor vieții oamenilor. Nevoile sunt diferite de dorințe și le satisfacem cât putem de bine, consumând și utilizând bunuri și servicii. O nevoie este ceva de care nu te poți lipsi. O dorință este ceva ce ți-ar plăcea să ai. Nevoile reale sunt, printre altele, cele de a avea alimente de bază, un acoperiș deasupra capului. Pe când dorințele, ele îți sporesc confortul. Sunt lucruri fără de care ai putea trăi, dar te bucură să le ai. Dorințe de a pleca în vacanță sau de a merge la spectacole? Evident, toți le avem. Amintiți-vă ce bunuri și servicii ați cumpărat în vara trecută. Ce preț sau tarif au avut? Hai să vedem ce diferențiază bunurile și serviciile. Bunurile au un aspect material. Pot fi confecționate. În schimb, serviciile sunt imateriale. Pot fi prestate. Nu pot fi analizate înainte de prestare. De asemenea, nu pot fi depozitate. Și se consumă de obicei atunci când sunt prestate. Să nu uităm, sunt diferite. Este momentul unui scurt exercițiu practic. Realizați o listă de întrebări pe care să le adresați membrilor unei familii prietene din vecini, cu privire la modul lor de a consuma bunuri și servicii. Puteți exersa cu propria voastră familie. E un exercițiu foarte util care vă va ajuta ulterior să înțelegeți ce este bugetul de familie. Comportamentul de consum al unei familii este influențat de factori culturali, sociali, personali și psihologici. Astfel, preferințele și obiceiurile de consum diferă foarte mult de la o țară la alta, de la o regiune la alta și chiar în cadrul familiei lărgite. Nu-i așa? Sunt convins că și voi înțelegeți. Dar ce generează consumul irresponsabil? Cum putem reduce consumul excesiv de bunuri alimentare, dar mai ales de bunuri nealimentare? Gândiți-vă critic. De ce este important să consumăm cu măsură? Acoperirea nevoilor nelimitate, în condițiile unor resurse limitate, din care se realizează produsele și serviciile, ne obligă la gospodărirea resurselor și la un consum responsabil în fiecare familie. Sunt o mulțime de copii săraci. Răspundeți, vă rog, la întrebări ce stimulează gândirea critică. Aș putea trăi fără acest obiect? Este absolut necesar pentru viața mea? Tu cum prioritizezi? Deci, să recapitulăm. Grupăm achizițiile pe două mari categorii în funcție de existența lor, în produse și servicii. Dar nu uitați de experiențe și mai ales de emoții. Viața merită trăită din plin. Este bine să-ți cunoști drepturile și obligațiile și mai ales responsabilitățile în calitate de consumator. Bonul fiscal însoțește orice tranzacție în economia de piață. Sigur că mai sunt și excepții, dar ele întăresc regula. Și acum, haideți să citim cu atenție ce scrie pe bonul fiscal. Și lucrul acesta e bine să-l faceți mai ales când cumpărați din locuri noi sau când cantitatea sau valoarea cumpărăturilor este mare. El este o dovadă absolut necesară în buna funcționare a economiei și chiar are un rol de bunăstare pentru viitor. Vă urez mult succes în continuare și nu uita, gândește economic și vei învinge! La revedere!